S-a făcut în aceste zile o uriașă tevatură legată de uh, posibilitatea unei mobilizări generale. Nu, nu va fi mobilizare generală, uh, este însă uh, pe rol, pe țeava pe Parlamentului, uh, un proiect de lege uh, de voluntariat. Că cine dorește, patru uh, luni, se va putea instrui contra cost. În armată, astfel încât să dobândească posibilitatea, ca la nevoie, să pună mâna pe armă și să lupte pentru țară. În ceea ce mă privește, chiar dacă sunt profund antipatic promovând acest lucru, eu cred că trebuie să avem, în poziția geografică în care ne aflăm, o armată populară. Deci, eu cred că trebuie să. Revenim la incorporarea obligatorie a tinerilor, cu atât mai mult cu cât armata, așa cum s-a văzut, așa cum se știe, asigură și o educație care multor tineri le lipsește. Îi învață să se spele pe dinți, îi învață să-și curețe pantofii, să-și curețe hainele, îi învață să-și respecte superiorii. Avem nevoie pentru această tânără generație de educație puțin mai ca zona. Ca să nu mai discutăm de exigențele uh, unei țări care nu poate fi apărată doar cu armament de import.